Dimineața începe fiecare zi. Uite, dreptate pe, și spune scorul din ziua anterioară. Uh-huh. Echipa 1, 1630, nu suntem la diferență, uh-huh. Și echipa 2, 1516. Uh-huh. Succes în lupta pentru dreptate, așa au numit ei. La începutul fiecarei săptămâni, scorul se resetează. Adică o luăm iar de la zero, când începe săptămâna. Uh-huh. Și deci asta cu Axinia am făcut-o. Asta cu Mihai Enache, care nu prea vreau să-l pun pe ăsta, că este pentru București. Ce să-l pun eu în grupurile de Ploiești, de nu știu ce. L-am mai făcut, l-am pus în grupurile, că sunt pe Aur, Valea Jiului, la Buzău, mai sunt în grupurile astea. Le-am pus și eu. Sunt la Republica Moldova, sunt și în grupul ăla, Aur, Republica Moldova, sunt, le pun și eu acolo. Uite, a doua sarcină să-l punem pe Simion, unde zice, în Germania plata cu numerar este nelimitată, deci poți să plătești cât vrei. Și a scris, vreau o țară ca afară. I-am dat like, hai să-l distribui și pe Simion. Îl distribui la mine și pe urmă îl bag în grupuri. Nu dau pe pagina nimănui, că nu e corect. La mine pe pagina, da? Da, distribui. Îmboldesc că e în fac mereu, că eu dacă sunt acolo. În Alianța Valea Jiului, că sunt în grupul AUR acolo. Mie mi-a dat, mi-au repartizat ăștia din Ploiești, 5 comune din Prahova, unde să fac distribuiri și să urmăresc dacă se leagă ceva de PSD, de PNL, ca să venim noi la problemele lor cu soluțiile noastre AUR. Deci eu trebuie. Și am așa, astea din sudul Prahovei. Am comuna Tinosu, Dumbrava, Ciorani. Ce mai am? Mai am ceva, dar nu mai știu. Am uitat. Da, Gorgota. Așa, și la Gorgota. Hai să scriu. Alții din... au alte comune. Din, și orașe, și comune. Eu mie mi s-am nimerit numai comune. Să vezi că eu am fost, sunt în multe acțiuni, înțelegi? De-aia ți-am zis că o să stai și ție, dar vino și tu la ședințe, să vedem când mai e ședința cu toată organizația locală sau cu toată organizația județeană. Că de obicei acum fac BEX-ul, adică birou executiv, adică cei care au și sarcini. Salvare în misiune și nesimțiții n-au trecut pe dreapta, n-au tras pe dreapta sau n-au oprit, uite. Sunt și la susținătorii lui Cristian Tehiu și bănuiesc că îți place și de europarlamentarul care va fi pe listele, adică ai văzut că ai fost. Îți place, nu? De cum susține? Așa, la cine mai sunt? La Bacău. Ăștia de ei m-au contactat, adică mi-au cerut prietenii, uh-huh. Și le-am dat-o și de aia. Îl dăm jos, când a fost, îl dăm jos pe Iohannis acum 2 ani, pe Ploiești, la un moment dat luasem cele mai multe semnături din oraș. Că eu vorbesc, știu să vorbesc cu oamenii, adică pe aia care îi văd că imediat sunt recalcitrat, îi las în parte, ca să întâi la ceartă cu ei. Și păi la anții, conving, mai stau de vorbă, le mai spun una, avantaje, dezavantaje și am luat. Și știi cum era atunci de luat semnături? Adică trebuia să cer omului și numărul de telefon și adresa și seria din buletin, care mulți nu prea vor să dea toate datele personale, dar eu le-am luat. Nu ceream CNP-ul, dar seria și numărul buletinului, adresa și numărul de telefon. Că numărul ca să-i contacteze ei, ăștia care stau la sediu tot timpul, să-i întrebe, mai sunteți în AUR, mai plătiți cotizație, mai nu știu ce, chiar tu ți-ai luat cardul AUR?
Nu, trebuie să merg la sediu. Da, păi să merg la sediu, că acolo faci cerință și ei fac comandă la București. Și tot la sediu trebuie să fim. Cum îl cheamă pe românul care ne-a făcut poze? Că uite, nu l-am întrebat. Nu, nu știu. Ca să-mi trimită o poză și aici. I-am cumpărat una, dar să-mi o trimit aici. O să-l trimit și eu la Plăiști. Stai să vedem dacă îl iau pădicite, după cum arată. Dacă are poză, că unii nu-și pun poza lor. Își pun un peisaj, îți spun altceva. Mă țin pe domnul Ian, cu poate știi. A, da. Stai să vedem unde e grupul. Curs administrație. Stai să vedem, are poza lui sau are... Gabriel, ăsta Toma, din București, uite ce peisaj și-a pus. Nu și-a pus poză cu el. Dar știu cum arată, că am numărul lui de telefon. Viorica Elisabeta, e doamna, da. Viorica e cu care am vorbit ultima, cu tricou. Așa. Și acum, hai să vă ghiși cu ăsta, cu... Iacu. Roza e și aici la grup, deci l-am găsit bine. Liviu Toma. Ah, Liviu Toma e ăsta din Mureș, care am văzut, nu? Nu, ăsta e Arafi, care a făcut poze din Mureș. Da, da, da. El e. Deci ăsta e din Mureș. Luminița, ia să vedem. Ai, uite, Luminița a pus ceva, Marius. Mihaela Mihai, ia să vedem cum ar... A, și-a pus copiii, Mihaela Mihai. Nicoleta... Olga Paul, ia să vedem pe Paul. A, da, e cel care a, zicea că a fost consilier în București și stă în sectorul nu știu care. A fost consilier. Sabău Liliana. Na, a, are cu... Nu știu cu cine are visa, așa, cu visa, cu cine își poftea. Sanda, Sanda n-are, Vasile, Alache, Vasile, a, Vintilă, Dorina, asta m-am întâlnit în primul, m-a zis și am mâncat amândouă, asta o știu, nu m-am găsit pe ăsta, că pozele n-are poză, înseamnă că nu are poză. Roxana, nu? Marian, ia să vedem. E ăsta care scrie la film, că e la film și a pus steagul. Nu, ce rău, pare că m-am întrebat cum îl cheamă. Gigi,
de când a fost la